Bună seara, sunt Irina Gerasim și vă invit la știrile orei 17. Iată care sunt principalele evenimente de până la această oră. Adunarea generală a judecătorilor s-a convocat astăzi după ce cea din 17 martie a fost întreruptă. Nu s-a trecut fără scandal. Avem detalii la știri. Incendiu devastator în capitală. 3 oameni au ars de vii într-o locuință cuprinsă de flăcări. Numai o persoană a supraviețuit. A furat un bolid din parcarea unei spălătorii și s-a răsturnat cu el într-o benzinărie. S-a întâmplat noaptea trecută la Stăuceni. Atac devastator asupra Ucrainei. Cel puțin 17 oameni au fost omorâți și tot atâți au fost răniți în atacurile cu rachete rusești lansate din Marea Caspică. Fostul deputat român Cristian Rizea, care se ascundea în Republica Moldova pentru a scăpa de pușcărie în România, a fost expulzat aseară. Penalul Rizea, așa cum se prezenta și el frecvent, a fost deja băgat după gratii în penitenciarul de la Vaslui. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției de la București. Surse care și-au dorit să rămână anonime au precizat pentru TV8 că Rizea a fost încătușat aseară la o benzinărie din sectorul Buiucani al capitalei. Inspectoratul General pentru Migrație a anunțat că acesta a fost escortat până la hotar, unde a și fost preluat de Poliția de Frontieră Română. Presa de peste Prut scrie că fostul senator a ajuns deja după gratii într-un penitenciar din România. Cristian Rizea a fost declarat persoană indezirabilă de autoritățile moldovenești, având și interdicția de a intra în Republica Moldova în următorii 15 ani. S-a întâmplat chiar dacă acum un an, acesta se arăta convins că nu va fi expulzat niciodată, în condițiile în care este și cetățean al Republicii Moldova. Stau liniștit, mă, că nu mă extradează. Numai mintea voastră bolnavă puteți zice că Riza poate să fie extradat când el e cetățean al Republicii Moldova. Într-o declarație publică, avocatul lui Rizea a susținut că procesul de expulzare a fost ilegal, iar clientul său ar fi trebuit să fie judecat în Republica Moldova pentru acuzațiile de fals în declarații. Fostul senator PSD a evadat de justiția română în Republica Moldova în 2017, cu o lună înainte să fie condamnat de prima instanță la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru acte de corupție. În anul 2021, Rizea a încercat să se implice și în politică, doar că fără rezultate palpabile. Închiderea televiziunilor MIR în Republica Moldova s-a lăsat cu scandal astăzi în Parlament. Sunteți ori proști, ori ipocriți, ori efectiv niște trădători. Dacă ieșiți cu așa inițiative la fiecare ședință, o stresi și la ține animați și să le închideți și pe cele. Ce replici au mai urmat, vă spunem la știri. Vladimir Putin are acces interzis și în Republica Moldova. Avem o listă cu cetățeni ruși care nu pot intra pe teritoriul țării noastre. Iar printre acestea este și liderul de la Kremlin. Declarații în acest sens au fost făcute aseară de premierul Dorin Recean la emisiunea Cutia Neagră de la TV8. Replica Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Ce ai că dacă mâine vrea să vină Republica Moldova, poate intra? Nu. De ce? Pentru că este reprezentantul unui stat agresor. Deci orice oficial de Federația Rusă care vrea să vină în Moldova nu poate veni acum? Nu orice oficial, dar cei din lista noastră care nu pot să intre în Republica Moldova. Putin, dacă vrea așa întâmplător să vină în Moldova, poate veni? Nu. Nici Putin? Nu. Invitat aseară la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, premierul Dorin Recean a declarat că autoritățile moldovenești au întocmit o listă neagră cu oficiali ruși și nu doar, care au interdicție de a intra pe teritoriul țării noastre. Această listă nu este publică, astfel că unii figuranți vor afla că sunt incluși în ea atunci când vor încerca să intre în Republica Moldova. Noi avem o listă lungă și noi tot îi trimitem înapoi acasă. Deci, unu, Federația Rusă nu poate să ne spună nouă ce noi trebuie să facem sau ce noi nu trebuie să facem. Inclusiv din ăștia care zic ei că sunt oameni de cultură, dar încearcă să promoveze agenda războiului, încearcă să se implice în politica din Republica Moldova. Inclusiv ăștia nu sunt lăsați să intre.
Replica Moscovei nu s-a lăsat mult așteptată. Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că oficialii ruși nici nu aveau de gând să viziteze Republica Moldova. O creatură misterioasă pe numele Recean a spus că nici președintele Rusiei, nici oficialii ruși nu vor putea intra în țara sa, Moldova. În primul rând, acum nimeni nici nu are de gând să plece acolo, poate cumva mai târziu. În al doilea rând, nici nu există o astfel de țară. Șefii locali au vândut-o României, devenind trădători ai propriei patrii. A scris Medvedev pe canalul său de Telegram. A reacționat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Dmitri Peskov a declarat că observă o tendință de absorpție a Moldovei din partea României. Ministerul de Externe de la Chișinău nu a comentat declarațiile, dar l-a convocat pe ambasadorul rus la Chișinău, Oleg Vasnetsov, pentru explicații. Acum câteva zile, Rusia a interzis accesul pe teritoriul țării a unor oficiali moldoveni, ca răspuns la declarațiile regulate antirusești ale acestora și aderarea Chișinăului la sancțiunile împotriva Federației Ruse. Este vorba despre ministra de interne Ana Revenco, dar și trei deputați PAS, Oazu Nantoi, Olesea Stamate și Lilian Carp. Totodată, un angajat al ambasadei Republicii Moldova la Moscova a fost declarat persona non grata de către partea rusă, mai exact Valeriu Manea, secretar de gradul 1. Se întâmplă după ce un reprezentant al ambasadei Federației Ruse la Chișinău a fost desemnat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, acesta fiind obligat să părăsească țara noastră. Încă 4 membri la Consiliul Superior al Magistraturii. Astăzi au fost aleși judecătorii din instanțele primare. După mai bine de 6 ore a fost anunțat numele celor 4 care au obținut votul majorității. Este vorba despre Ioana Chironeț, Vasile Șchiopu, Maria Frunze și Sergiu Caraman. Alegerea celor 4 judecători a avut loc în a doua jumătate a ședinței de astăzi, pentru că debutul întrunirii a fost cu scântei. Judecătorul de la CSJ, Anatolie Țurcan, s-a arătat deranjat că membrul CSM din rândul non-judecătorilor Ion Guzun a decis să țină un discurs la tribună. Aveți-o leacă de simț. Noi aveam astăzi soluționat alte întrebări. Nu audierea, dar examen despre 3 zile care ați activitatea noastră, ați pretins că activați în plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Vă rog, încă un minut și finisați. Dar examen nu avem nevoie astăzi. Mulțumesc, domnule judecător de la Curtea Supremă de Justiție. Am uitat, probabil una din activități a fost sesizarea în privința activității dumneavoastră. Dacă percepția oamenilor este că sistemul judecătoresc este corupt, nu oamenii sunt cei care greșesc. Dacă opinia partenerilor noștri de dezvoltare este că corupția este un domeniu în care reformele trenează, că în justiție nu s-au făcut progrese, nu partenerii noștri ne doresc rău. Unii magistrați au insistat că alegerile nu pot avea loc, pe motiv că încă se examinează contestațiile celor care nu au trecut de comisia preveting. Solicitarea a fost respinsă însă de majoritate, astfel că s-a trecut la alegerea celor 4 membri ai CSM din rândul magistraților din judecătoriile primare. Inițial, cei care urmau să fie aleși au rostit un mesaj de la tribună. Vă promit că, mergând în funcția respectivă, o să-mi iau de la criuleni omenia, competența, toate abilitățile cu mine la Consiliul Superior al Magistraturii. Fortificarea independenței sistemului judecătoresc, asigurarea meritocrației în promovare și unificarea sistemului. Pentru că dumneavoastră cunoașteți că noi suntem la moment dezbinați, criticați, umiliți public. Îmi propun să contribui la consolidarea și modernizarea sistemului judecătoresc, ceea ce va duce la crearea unui sistem judiciar independent, integru, profesionist și la creșterea încrederii în actul de justiție. Votul a fost secret. Fiecare dintre cei prezenți la ședință a primit un buletin de vot, după care a pus ștampila în fața 4 candidați preferați din cei 5 care au trecut de comisia preveting. Aceasta este a doua adunare a judecătorilor după ce la 17 martie magistrații nu au decis nimic și au optat pentru amânarea ședinței. CSM-ul a devenit funcțional acum aproximativ o lună după ce Parlamentul a votat pentru candidaturile celor 3 membri din rândul non-judecătorilor.
După Moldova Gaz și autoritățile afirmă că e de vreme pentru reducerea tarifelor la gaze. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică nu va revizui tarifele chiar dacă prețul gazelor a scăzut considerabil la bursele internaționale, de unde și Republica Moldova își face achizițiile. Într-un răspuns oferit la solicitarea TV8, ANRE precizează că tariful în vigoare a fost stabilit în baza prețului de achiziție de 927 de dolari pentru 1000 de metri cubi, iar acesta nu a scăzut atât de mult încât să facă posibilă ieftinirea gazului pentru consumatori. La fel, ANRE susține că neajustarea la timp a tarifelor a creat devieri tarifare de 2,5 miliarde de lei. Moldovenii au fost încurajați să aștepte ieftinirea gazului chiar de președintele Moldova Gaz, care declara într-o emisiune că va trimite o solicitare în acest sens către ANRE până la Paște. Ulterior, Vadim Ceban s-a răzgândit. Ieri acesta a spus că nu mai există premize de reducere a tarifului. Incendiu cumplit în capitală, 3 bărbați și-au pierdut viața după ce locuința în care se aflau a fost cuprinsă de flăcări. Corpurile lor au fost găsite carbonizate de pompieri după stingerea focului. Singurul supraviețuitor al tragediei este proprietarul apartamentului. Acesta s-a ales cu intoxicații. Flăcările au izbucnit în acest apartament de la etajul 7. Pompierii au intrat prin forțarea ușii, iar în interior au găsit corpurile carbonizate a 3 bărbați. Stăpânul casei a primit intoxicații și a fost evacuat. Incendiul s-a produs aseară în jurul orei 21 la etajul 7 al unui bloc de locuințe de pe strada Pietrarilor din cartierul Telecentru al Capitalei. Flăcările au afectat și 2 apartamente de la etajele superioare. La fața locului au intervenit 5 echipaje de salvatori și pompieri. Ajunși aceștia au stabilit că un apartament cu 2 odăi este cuprins de flăcări. În timpul intervenției, salvatorii au depistat cadavrele carbonizate a 3 persoane, identitatea cărora urmează a fi stabilită. Totodată, pompierii au evacuat din interiorul apartamentului o persoană care a primit intoxicații cu monoxid de carbon. Bărbatul a fost preluat de ambulanță și transportat la spital. În urma incendiului au fost distruse bunurile materiale din interiorul apartamentului, dar și balcoanele de la apartamentele superioare. Printre victime se numără și Tatiana Adam. Femeia spune că balconul i-a fost mistuit în totalitate de flăcări. Пошёл огонь резко. И комната у меня была полностью задымлённая. Я пыталась найти кота, когда поняла, что я сейчас сама упаду, то вышла, а кот спрятался в большой комнате, там закрылась. Пламя было очень большое. Представьте себе, в какие деньги это мне вольётся. Femeia spune că bărbatul în apartamentul căruia s-a produs incendiul obișnuia des să consume alcool și să petreacă acasă la el cu prietenii. De data aceasta însă petrecerea a avut un final tragic. У него там постоянно это самое, выходишь вечером, спотыкаешься об его бомжатников, которые ждут, чтобы тебе открыли дверь, чтобы ему открыли дверь. Это постоянно, это много лет. Cauza și circumstanțele incendiului urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit GSU, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 26 situații de risc. Cel puțin 17 morți și 17 răniți este bilanțul tragic al atacurilor rusești din această dimineață asupra orașelor ucrainene Uman și Dnipro. Printre cei decedați sunt și 3 copii. Forțele de apărare aeriană susțin că au reușit să doboare 21 din cele 23 de rachete lansate de ruși din Marea Caspică, dar și mai multe drone kamikaze. Celelalte 2 proiectile au căzut însă peste casele oamenilor. În orașul Uman, o rachetă a distrus o bună parte dintr-un bloc cu 9 etaje. Nu este un film de groază, ci realitatea cruntă pe care o trăiesc ucrainenii de mai bine de un an, odată cu invazia rusă pe scară largă. Azi dimineață, la ora 4:30, asupra țării vecine, a fost lansat un nou atac masiv cu rachete. Inamicul a țintit Kievul, centrul și sudul Ucrainei. Chiar dacă apărarea aeriană a Ucrainei a reușit să distrugă 21 de unități, 2 au scăpat. Una a căzut peste un bloc de locuințe din orașul Umani, din regiunea Cercasă. Cei care au supraviețuit
lovit, sunt în stare de șoc și abia reușesc să povestească despre momentele terifiante prin care au trecut. Închetă pe pala unui două! Atât spalândite! Dobre să vă și живi! Просто ви всі в крові, ви всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Imediat la fața locului au intervenit mai multe echipe de salvatori care au reușit să scoată de sub dărâmături 17 persoane, printre care 3 copii. І пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб. Тільки до першого поверха немає нікого живих. Лишилися кухні тільки від п'ятого поверху. Вони навіть... Potrivit autorităților ucrainene, o altă rachetă a căzut peste o casă din orașul Dnipro. O femeie și un copil de 2 ani au murit pe loc. De asemenea, a fost distrusă și clădirea unei întreprinderi private din oraș. La fața locului a izbucnit un incendiu. Salvatorii au reușit să scoată de sub dărâmături o femeie care a fost transportată la spital. Iar într-un orășel de lângă Kiev, resturile unei rachete au căzut peste un bloc de locuințe. Un copil a fost rănit, iar 2 apartamente avariate. Într-un mesaj pe canalul său de Telegram, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a exprimat condoleanțe familiilor victimelor și a mulțumit salvatorilor pentru intervenția promptă care a salvat vieți omenești. Ministerul rus al apărării susține că forțele aeriene rusești au lovit puncte a unităților de rezervă ale armatei ucrainene, iar scopul atacului a fost atins. În același timp, pe canalul de Telegram al instituției a fost publicată o fotografie cu o rachetă pe care scrie direct în țintă. Oficialii de la Kiev au catalogat gestul ca fiind unul cinic și inadecvat. Ulterior, presa rusă a publicat imagini video cu un microbuz ce arde în flăcări în orașul Donetsk. Jurnaliștii au scris că 7 persoane care se aflau în el au murit. Autoritățile de la Moscova susțin că în spatele incidentului ar sta Kievul. Atacurile au loc în timp ce forțele ucrainene se pregătesc să lanseze contraofensiva de primăvară. Astăzi, ministrul apărării din țara vecină a declarat într-o conferință de presă că forțele armate ucrainene sunt dotate cu tehnică modernă din Occident și așteaptă ordin să înceapă operațiunea de recuperare a teritoriilor ocupate. Republica Moldova reia din 1 mai importurile de energie electrică din Ucraina și renunță la curentul cumpărat din România. Întreprinderea de stat Energocom anunță că pentru luna viitoare, producătorul român de energie are programate lucrări de mentenanță. La fel ca România, până acum, Ucraina ne va livra în medie câte 1000 de megawați oră pe zi. Nou este că în premieră s-a semnat un contract cu prețuri diferite în funcție de orele de livrare. Astfel, pentru curentul livrat ziua vom plăti 95 de dolari, iar pentru cel de noapte 55 de dolari. Centrala de la Cuciurgani rămâne însă principalul furnizor de energie. Acum regiunea transnistreană asigură peste 90% din necesarul de curent al raioanelor din dreapta Nistrului. Chișinăul are semnat un contract pentru jumătate de an, la preț de 66 de dolari pentru un megawattoră, în schimbul cedării gazelor furnizate de Gazprom. Scenă demnă de filmele de acțiune într-o benzinărie. Un tânăr a furat o mașină și a intrat cu ea în plină viteză într-o instalație de alimentare. Speriat, acesta a lăsat automobilul și a luat-o la fugă. S-a întâmplat noaptea trecută la Stăuceni. Potrivit poliției, suspectul de 23 de ani a sustras automobilul Ford de pe teritoriul unei spălătorii auto din Chișinău. A încercat chiar să-i toarne și combustibil, doar că în momentul în care a decis să intre în benzinărie, a uitat să adapteze viteza. Deși a fugit, poliția anunță că tânărul a fost reținut.
Postul de televiziune MIR nu va mai exista în țara noastră. Parlamentul a votat pentru denunțarea acordului în baza căruia activa acest post al CSI. Pentru asta, Chișinăul plătea anual din bugetul public câte 2,6 milioane de lei. Subiectul a provocat replici dure între deputați. Cum vă gândiți aceste persoane? Nu sunt acum cumva limitați și lizați în drepturile lor? Cu siguranță nu. Sunteți ori proști, ori ipocriți, ori efectiv niște trădători. Și cei care intervin astăzi aici cu aceste încercări de a justifica menținerea acestei televiziuni sunt o rușine. Trebuie să existe niște limite în servilismul vostru față de ruși. Rușine! Documentați-vă! Și nu mă refer la toți, că sunt suficient pentru dumneavoastră care măcar au bunul să-mi stacă. Dar sunt niște individi care cu fiecare ocazie, dacă pot pupa cizma rusească, o fac și mai luau un bani de la șor. Miru mir, dar-i budet mir, știți? Atunci când o să fie pace și o să fie, deci, în regiune, atunci o să fie și mir, o să fie. Pentru că dacă cineva crede că noi suntem destul de nebuni să plătim în fiecare an 2 milioane de lei pentru propagandă antistatală, deci vă greșeți amarnic. Noi vedem că noi avem un grup întreg de deputați în Parlament care stau și apără acum interesele Federației Ruse. Ei apără interesele statului care ucide copii, care taie capuri, care ucide civili, distruge infrastructura, care distruge vieți și voi pe dânși îi apărați. Of, dacă ieșiți cu așa inițiative la fiecare ședință, o să treceți și la ține animate și să le închideți pe celea, că să termine toate canalele și în grilă, a să vă apucați deja de, să-l executați și pe Leopold, acolo care cheamă la pace și pe toți să-i puneți la zid, pentru că lista deja tot se îngustează, n-ați mai aveți și... În pofida dezbaterilor acide, acordul privind activitatea celor două posturi de televiziune MIR care emiteau în spațiul CSI a fost reziliat. Pentru asta au votat 55 de deputați. Autorii inițiativei susțin că scopul acesteia este de a proteja spațiul audiovizual național, dar și de a fortifica securitatea informațională în condițiile agresiunii rusești în Ucraina. În perioada anilor 2000-2022, pentru compania MIR au fost achitate din bugetul de stat peste 40 de milioane de lei, iar recent autoritățile de la Chișinău au refuzat să o mai finanțeze. Vara pare să vină tot mai devreme în peninsula iberică. Sudul Spaniei este toropit de cel mai puternic val de caniculă din aprilie. Temperatura a atins deja 38 de grade și se așteaptă valori și mai înalte. Este pentru prima dată de când se înregistrează atât de multe zile de caniculă în aprilie. Alte detalii la știri. Prețuri mai mici la carburanți pentru următoarele 4 zile. Benzina se va ieftini cu 17 bani, iar motorina cu 18 bani. Mâine, un litru de benzină va putea fi procurat cu 24 de lei și 25 de bani, iar motorina cu 20 de lei și 2 bani. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică atestă scăderea continuă a prețurilor produselor petroliere pe piața internațională. Astfel, doar în ultimele 2 săptămâni, prețul benzinei s-a redus cu 1,28 de lei pentru un litru, iar la motorină cu 1 leu. În același timp, prețul motorinei a ajuns la nivelul înregistrat ultima dată încă în ianuarie anul trecut, adică acum 15 luni. Criticat ieri pentru că i-a spus unui bărbat din Orhei că moldovenii ar trebui să se jeluie mai puțin, premierul Dorin Recean nu regretă cele spuse. Invitat aseară la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, Recean a declarat că guvernul a oferit compensații în sezonul rece, iar oamenii ar trebui să renunțe la miorlăială și să muncească mai mult. România nu așa sare din Europa, prețul este mult mai jos ca la noi în Moldova, la gază, la energie electrică.
tot așa. Vă rog eu să vă implicați în tete. Guvernul a rezolvat problema și acum am micșorat tarifele la energie electrică. Următoarea problemă este, care o să rezolvăm, este să rezolvăm și problema cu tariful la gaz. Asta se va întâmpla. Indiferent ce a spus sau nu a spus ceva. Eu sunt de acord că sunt incomodități. Dar dacă noi, ca societate, am să jăluim și am să ne urlăim permanent, nici nu o să realizăm. Prim-ministrul Dorin Recean a fost luat la întrebări de un bărbat din Orhei nemulțumit de prețurile ridicate la gaze și energia electrică. Acesta i-a reproșat prim-ministrului că, deși pe piața internațională prețurile au coborât, în Republica Moldova tarifele au rămas aceleași. În replică, Recean i-a amintit locuitorului din Orhei că guvernul a oferit compensații, iar societatea ar trebui mai puțin să se jeluie, dar să muncească. Deși reacția premierului a provocat critici în rândul internauților, Recean nu regretă cele spuse. Regretați cuvântul? Sau nu, deci există o parte a societății care este activă, care atunci când întâmpină probleme încearcă împreună cu toții să le rezolvăm și există o altă parte a societății care într-adevăr cumva este așa mai, cum am zis anterior, mai neorlăită. Ce vreau să spun? Într-adevăr există o parte a societății care a fost foarte grav afectată de toate aceste creșteri de prețuri. Nu putem să ne supărăm pe ei pentru faptul că sunt afectați și revoltați, nu? Dar nu ne supărăm. Discuția a avut loc ieri când prim-ministrul a fost în vizită la Orhei, deplasare cu peripeții de altfel. Guvernul a cerut o sală pentru întrevederea cu autoritățile locale, dar primăria nu i-a oferit-o. Eu nu m-am dus acolo să deschid săli sau să închid săli și așa mai departe. Eu m-am dus acolo să vorbesc cu cetățenii, să vorbesc cu administrația publică locală, cu primarii, că eu oricum am lucrat. Oricum am lucrat cu... Noi am găsit un hol și acolo am lucrat. Primarul de Orhei, Dinu Țurcanu, a confirmat că nu a pus la dispoziție sala pentru întâlnirea premierului cu primarii, motivând că nu a primit nicio solicitare oficială din partea Cancelariei de Stat și că încăperea era ocupată. Dacă la noi vremea caldă se lasă așteptată, iar temperaturile sunt specifice mai mult sfârșitului de iarnă, vestul Europei se topește de căldură. Spania se confruntă cu un val de temperaturi exagerat de mari pentru ultima decadă a lui aprilie. Zilele acestea, în sudul peninsulei iberice, sunt așteptate temperaturi de până la 40 de grade Celsius. Meteorologii spanioli susțin că luna aprilie va depăși toate recordurile de temperatură pentru această perioadă a anului. Valul de aer cald ce vine din Africa a dus la Madrid 34 de grade Celsius. Cei care au ales să viziteze acum peninsula iberică au fost luați prin surprindere, asta pentru că temperaturile sunt mai degrabă de vară. Sto morendo e mi sto sciogliendo. Well, thinking it was spring, we thought it was going to be too hot here, but wow, it's a complete surprise. We love it, absolutely. It's been so cold and wet at home. And even the day we went to the airport, it was raining. 10 degrees, pouring with rain and windy. And then we landed in Almeria to beautiful sunshine. It's lovely. Și dacă turiștii se retrag la terase unde servesc apă sau înghețată, muncitorii cu greu fac față temperaturilor caniculare. Bueno, ya ve la ropa que tenemos, que es acrílica toda. No, en absoluto, esto es una ola de calor anticipada que no es normal en este mes de abril. Presa străină scrie că din cauza valului de căldură, autoritățile din Madrid au modificat programul școlilor, au pus în circulație mai multe metrouri și au decis să deschidă piscinele publice cu o lună mai devreme. Temperaturi crescute sunt așteptate în mai multe zone din Spania, mai ales în sudul țării. Oficialii iberici se tem că din cauza caniculei în peninsulă ar putea izbucni incendii de vegetație. Sute de monede vechi de argint de peste 2000 de ani au fost descoperite în regiunea Toscana din Italia. Tezaurul este de pe vremea lui Iulius Cezar și a fost estimat la 10.000 de dolari. Potrivit istoricilor, comora formată din monede romane datează din anul 82 înainte de Hristos și a fost descoperită într-un vas de teracotă în anul 2021 într-o pădure din Italia. Se crede că aceste monede ar fi fost ascunse în timpul unui război civil care a avut loc în ultimii
100.000 ani ai Republicii Romane. Descoperirea a fost menținută secretă timp de aproape 2 ani, până când cercetătorii și-au finalizat investigația în zona respectivă. Potrivit arheologilor, cel mai probabil monedele au fost ascunse de un soldat roman care se întorcea acasă după terminarea serviciului militar și care intenționa să-și cumpere propria fermă. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră. Urmează filmul Legendele de la Palat, iar la ora 19, principalul buletin de știri al zilei. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!